Florin Stegariu a câștigat cu vinurile Cramei Strunga cele mai valoroase medalii la târguri internaționale și europene. România a fost peste tot apreciată ca unul dintre cei mai buni producători din domeniu, iar vinurile românești au un potențial imens de a cuceri piața mondială. Avem nevoie de un sprijin care să ne dea posibilitatea de a ne uni într-un brand de țară pentru promovarea vinurilor românești. Pentru asta trebuie să muncim, spune administratorul Cramei Ieșene, pe ale cărei podgorii istoria și prezentul se îmbină și se pun în valoare în gustul nobil al vinului de calitate. Imediat urmărim mai multe detalii pe acest subiect într-un interviu exclusiv marca Agro TV, pe care vă invit să-l vedeți integral duminica asta în emisiunea Portret de Fermier, realizată de colegul meu Ovidiu Ghinea. Vinurile produse aici au fost răsplătite, medaliate la concursuri internaționale. Îmi spuneați până să începem acest interviu că România, practic, din trei medalii la un concurs... La Bordeaux, cel mai vechi concurs din Franța. Cel mai vechi concurs din Franța. Din trei medalii, două v-au aparținut... Din trei medalii de aur, dar două au fost obținute anul acesta de către echipa Strunga. Pentru că noi doar despre mine, este despre toți oamenii implicați în procesul de facere. Corect. În acest ecosistem și toate mâinile implicate, urmează perioada de recoltare în 4 săptămâni și cu siguranță ne dorim să avem un sfârșit de sezon bun pentru a obține vinurile dorite din campania 2023. Știu că ați mai participat și la alte concursuri la fel de importante, la Londra. La Londra, la Decanter, marea medalie de aur anul trecut la premiul de excelență vinul.ro, la Berliner Wine Trophy. Rezultatele... Sunt cunoscute vinurile românești în afara țării? Trebuie să muncim, să avem o coeziune și să ne promovăm mai intens soiurile autohtone. Avem soiuri de mare potențial, busioacă de bohotin, fetească neagră, dar avem nevoie de un sprijin care să ne dea posibilitatea de a ne uni într-un brand de țară, într-un ecosistem favorabil pentru promovarea vinurilor. Eu de curând am fost la Londra, am 3 luni, 2-3 luni de când m-am întors, și am fost la cea mai mare târg din UK. Am avut stand acolo cu Strunga și feedback-ul a fost foarte bun pentru vinurile tuturor cramilor din România. Semn că se poate. Există potențial, cramile s-au tehnologizat, au fost aceste fonduri europene și pe reconversie și pe dotare tehnologică în cramă, care a permis să creăm o infrastructură necesară pentru a obține vinuri de calitate. Solurile, odată cu schimbările climatice, și noi în Moldova, erau discuții acum câțiva ani, când am plantat, acum 10 ani, că nu vom obține niște vinuri roșii de mare calitate. Uite că odată cu schimbările climatice, cu structura solului foarte diversificată, am reușit să facem chestia asta. Nu trebuie să mai trăim în acea paradigmă că doar în Bordeaux, doar acolo se pot face vinuri și noi nu avem potențial. Nu, este un moment de coeziune și cred că avem nevoie de o scalare în zona asta pentru a crește exportul, pentru că, după cum bine știți, astăzi importăm de 3 ori mai mult decât exportăm. Și asta cred că răspunde la toate întrebările.